La Spitalul Clinic pentru Copii din Chișinău, Valentin Ignatenko, devenit celebru în toată lumea datorită imaginilor video care surprind medicii traumatologi efectuând operații copiilor cu ajutorul așa ziselor bormașini, astăzi au lucrat de zor câteva comisii speciale create la solicitarea prim-ministrului Iurie Leancă pentru a investiga circumstanțele în care s-a ajuns la această situație. Concomitent, reprezentanții mass media nu au fost acceptați nu doar în anticamera conducerii spitalului, dar chiar nici în interiorul instituției medicale nu au avut acces. Această indicație a fost dată de directorul spitalului, spune un paznic. Din studiu și ne-am venit, nu dăm drum. Aici se opri. Dar directorul mă sună, e telefonul directorului și spune, alo, paza, dați-i domnul Lusanovski, domnul Ivanov sau doamna Petrova. Atât-i. E că așa e. Și nu-i duci să spun. Directorul spitalului a refuzat categoric să ofere acces presei în spital, dar și să acorde un interviu în legătură cu scandalul în care este implicat. Potrivit conducătorului instituției medicale, Nicolae Starciuc, el nu are timp să discute despre subiectul care a intrat în atenția societății, dar chiar și a presei internaționale. Добрый день! Вас вновь беспокоит Ирина Коптелкина с Акцент ТВ. Мы так и не поняли, мы сможем с вами поговорить сегодня или нет по поводу... Нет, я занят, я занят, не имею времени. У меня три комиссии сразу, я не могу сейчас отвлекаться на другие вещи. Извините, откладываем на завтра или на послезавтра. Prin urmare, echipa noastră a fost nevoită să poarte discuțiile cu șeful secției de traumatologie și ortopedie direct în stradă. Din câte am reușit să aflăm, probleme sunt mult mai multe decât pare la prima vedere. Conducerea spitalului economisește nu doar pe instrumentele chirurgicale, dar și pe reparația întregii secții. Деньги ушли, и сейчас денег нет. Мы работаем в условиях отделения неврологии. Мы стесняем и тех врачей, и сами вынуждены ютиться в этих условиях. Поэтому мы обращались неоднократно к директору с просьбой, может какая-то помощь, еще что-то, чтобы как-то запустить этот ремонт и чтобы мы перешли обратно к себе в отделение. На что он говорит, что нету денег и все. Может быть, мнение, общественное мнение повлияет на нашу администрацию для того, чтобы как-то все-таки улучшить травматологическую службу города, особенно детскую, чтобы дети не страдали и не ютились в палатах по 6, по 12 человек. Opinia publică într-adevăr a fost șocată de situația creată la Spitalul Clinic de Copii. Imaginile video cu tremurătoare arată cum chirurgul cere așa zisul drill, iar asistenta medicală aduce în sala de operații bormașina. Nu una medicală, ci una care este folosită în construcții. Puțin mai târziu apar în cadru și niște clești industriale care sunt ruginite. Din câte s-a aflat, anume aceste instrumente deja de câțiva ani sunt utilizate pentru desfășurarea operațiilor pe micuții din Republica Moldova. Этой дрелью, которая там снята, и насколько о ней говорят, мы работаем, она периодически меняется, но мы начинали с альбины, сейчас она макита, еще какая-то. Но это бытовая дрель, с которой работают все травматологи Республики Молдова. Însă anterior, directorul Nicolae Starciuc a declarat că spitalul are instrumentele medicale necesare, doar că medicii ar refuza să muncească cu ele, cerând echipamente din cele mai scumpe. Pe de altă parte, chirurgii recunosc că instrumente există, însă este foarte periculos de lucrat cu ele, în starea în care se află. Deși, probabil, directorul spitalului, care primele sale studii le-a făcut în domeniul construcțiilor, nu realizează tot pericolul pe care îl prezintă instrumentele necalitative. В нашей больнице директор в прошлом году закупил две желтые модели дрели, которые называются дрель электрическая медицинская, производство Украины, низкооборотистая. Она, в принципе, он говорит, что она обрабатывается парами формалина, который запрещен к использованию. Я думаю, что в детских клиниках это точно. В принципе, он ее купил без того, чтобы с нами посоветоваться. Это удлиняется операция, соответственно. И уже там, соответственно, другие могут быть исходы, за которые отвечают врачи, а не директор больницы, который покупает вот эту аппаратуру и дает нам. Problema Spitalului Clinic pentru Copii a ajuns repede la cel mai înalt nivel, iar miercuri a fost discutată la ședința guvernului. Ministrul Sănătății Andrei Usatăi, inspirat de arta medicilor moldoveni, a declarat că ei pot deveni un exemplu de urmat pentru toți ceilalți. Entuziasmul ministrului nu a fost împărtășit de premier. Leancă s-a arătat nemulțumit că problema a atins o rezonanță maximă și a dat indicație de a convoca o comisie specială pentru soluționarea problemei. Eu mă așteptam acolo totuși să constatăm că aceste instrumente industriale nu sunt adecvate pentru activități în cadrul spitalului. Eu înțeleg că mașina respectivă
e una industrială și acolo există echipamente procurate recent, care sunt mult mai potrivite pentru astfel de intervenții. De ce nu le folosesc doctorii? Iată, tocmai o comisie specială care ar fi trebuit creată imediat, trebuia să stabilească. Zis și făcut. Astăzi, la Spitalul Clinic pentru Copii Valentin Ignatenco, au fost convocate tocmai 3 comisii. Însă, despre ce urmau să discute acestea, este un mare secret. Скажите, пожалуйста, по поводу чего комиссии созваны? Ну, какая вам разница по поводу чего? Комиссия Министерства здравоохранения, комиссия управления, комиссия наша. А какая тема будет обсуждаться? Я не могу вам эту информацию никак дать. Тема пока не обсуждается только, изучается, мы не знаем сейчас. După cum spun medicii, ei își doresc foarte mult să schimbe situația spre bine, însă tot ei recunosc că cele 3 comisii nu se preocupă de examinarea cauzelor care au dus la situația de astăzi, ci pur și simplu caută vinovați. Безусловно, хотелось бы, чтобы поменялось к лучшему, чтобы было бы проще просто купить эту аппаратуру, принести и сказать вот, и объявить прессе, все куплено, и на этом мы закончили бы разговоры. Созданы сейчас комиссии, которые разбираются и которые, я так думаю, что ищут козла отпущения. Посмотрим, как будет. Мы будем свою линию держать дальше, потому что мы показали чистую правду, мы ничего не инсценировали. Anual, în secția de traumatologie a Spitalului Clinic pentru Copii, sunt efectuate până la 400 de operații. Una dintre ele a fost filmată și a ajuns să îngrozească o lume întreagă. Bormașina medicală, care este strict necesară pentru ca chirurgii să lucreze eficient, costă, potrivit medicilor, nici mai mult, nici mai puțin, 800 de euro. Concomitent, merită de a fi menționat faptul că, în ultimii 4 ani, structurile europene au alocat sute de milioane de euro pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale medicilor și pentru întreținerea spitalelor din Moldova. Cum au fost cheltuiți acești bani, așa și nu este clar astăzi. Se va schimba situația în această instituție medicală din Moldova sau intervențiile chirurgicale vor fi efectuate în continuare cu instrumente industriale, rămâne cea mai importantă întrebare care preocupă astăzi societatea. O întrebare care deocamdată nu are niciun răspuns. Un copil de 14 ani a rămas invalid după ce a fost vaccinat. Cel puțin așa spune mama unui copil din satul Geamănă, raionul Anenii Noi, transmite Jurnal TV. Familia băiatului acuză medicul din localitate că i-a administrat minorului vaccinul contra difteriei, chiar dacă acest lucru era contraindicat, deoarece fiul lor suferea de tahicardie. În consecință, medicamentul i-a afectat sistemul nervos, iar copilul nu-și mai poate folosi piciorul stâng. În condițiile în care se poate deplasa doar cu ajutorul mamei sau sprijinindu-se de ceva, lui Alexandru nu-i rămâne decât să viseze la o viață normală. Medicul care l-a vaccinat nu crede însă că poartă vreo vină pentru situația în care a ajuns băiatul. Mai mult, doctorul din satul Geamănă crede că Alexandru se preface, iar boala lui nu ar fi reală. După ce mama lui Alexandru a depus o plângere, poliția din raionul Anenii Noi a deschis o anchetă și investighează acest caz. Acum 4 zile, avocatul parlamentar Tamara Plămădeală a declarat că Moldova riscă să devină o țară de invalizi dacă medicii bănuiți de malpraxis nu vor fi excluși din sistemul de sănătate. Aceasta a mai menționat că legislația națională nu prevede sancțiuni pentru medicii vinovați de tratament incorrect, iar victimele nu au posibilități să ceară și să primească despăgubiri. Nu există un sistem național de raportare a tuturor cazurilor de eroare medicală. Nu sunt date cifrele publice, anume a tuturor cazurilor de erori medicale, a persoanelor care au fost sancționate, atrase la răspundere sau a hotărârilor instanțelor de judecată, prin care sentințe sau sentințelor prin care au fost sancționate medicii care s-au făcut vinovați de malpraxis în rândul minorilor. La începutul anului curent, Curtea Constituțională a decis că vaccinarea obligatorie a copiilor nu contravine legii supreme a statului. Magistrații au luat această hotărâre după ce avocatul parlamentar Anatolie Munteanu a depus o sesizare în care invoca mai multe cazuri când copiii nevaccinați nu au fost admiși în instituțiile de învățământ. Redacția postului nostru de televiziune continuă să primească declarații din toată țara cu privire la situația din Armata Națională. Cetățeni simpli, reprezentanții autorităților locale, organizații non-guvernamentale și politice se pronunță pentru revenirea la normalitate și la legalitate în rândul forțelor armate. Consilierii locali din satul Cremenciug, Soroca, urmăresc cu profundă îngrijorare ceea ce se întâmplă în armată și nu doresc să-și trimită copiii pe mâinile unor militari irresponsabili și care supun tinerii unui tratament antiuman.
Constatăm cu un mare regret că în perioada de 4 ani s-au înregistrat 8 cazuri de deces în Armata Națională. Doar în ultimele luni au fost înregistrate 3 decesuri. Din această cauză scade dorința tinerilor de a-și satisface obligațiunea sfântă de apărător al patriei, iar părinții categoric refuză să-și trimită odraslele la armată. Aflarea în continuare a lui Marinuță în fruntea Ministerului Apărării agravează și mai mult situația în domeniul apărării statului. Această situație pune în pericol funcționarea adecvată a personalului forțelor militare, iar decesele, vătămările și maltratările în interiorul unităților militare pot lua o amploare catastrofală. Obligația statului este de a asigura protecția și securitatea copiilor, se spune în declarația Consiliului Local Cremenciug. În declarația unui grup de părinți din raionul Fălești, trimisă postului nostru de televiziune, se spune că întreaga guvernare trebuie să-și asume responsabilitatea pentru pierderea de vieți omenești pe timp de pace în armată. Populația se teme să trimită tinerii să slujească patriei în condițiile actuale. Ultimele evenimente care au avut loc în Armata Națională, cazurile de sinucidere, maltratare și omor, ne obligă să luăm atitudine în condițiile în care organele abilitate ale statului, în frunte cu președintele Timofti, nu o pot face. Nu putem fi indiferenți când legământul de sânge al actualei coaliții pro-europene este mai presus decât viața și securitatea copiilor noștri înrolați în armată. Cerem urgent demisia ministrului Marinuța, care pe parcursul mandatului său ministerial a făcut doar declarații scandaloase care au dus la diminuarea rolului armatei în societatea noastră. Aflarea lui Marinuța în fruntea ministerului stimulează crimele în rândurile armatei și înrăutățește și mai mult situația în domeniul apărării statului, sunt convinși consilierii locali din satul Iarova, raionul Soroca. Pentru siguranța și securitatea copiilor noștri solicităm revenirea la normalitate și legalitate, spun aceștia. Activitatea Ministerului Apărării al Republicii Moldova în ultimii ani a fost compromisă de o serie de acțiuni negândite comise de conducere care au adus prejudicii grave țării, societății în general și cetățenilor în particular. Aceste prejudicii se datorează în special lipsei de profesionalism și adoptării unor decizii incorrecte, uneori evident criminale. Însă mult mai grav este faptul că printr-o strategie vrednică de toată rușinea, aceste decizii sunt luate de către conducătorul acestui minister, domnul Vitalie Marinuța. Printre faptele cele mai grave sunt cele de neasigurare a protecției vieții și sănătății militarilor, precum și tentativele de tăinuire a infracțiunilor în Armata Națională. Noi nu avem nevoie de o armată criminală, ci de o armată protectoare. Aceasta este lozinca autorităților orașului Comrat din autonomia găgăuză. Consilierii orașului se adresează către toți ucigașii de soldați cu îndemnul ca să părăsească benevol funcțiile lor, ori societatea va recurge la propria justiție. Comratul se arată indignat și de reacția comandantului suprem al forțelor armate la crimele din Armata Națională. Pe lângă toți ceilalți, responsabilitate trebuie să poarte și cel care se crede președinte, Nicolae Timofti. Anume, el trebuia să-și amintească că, potrivit Constituției, este comandantul suprem al forțelor armate și trebuia să ceară pedepsirea celor vinovați, să asigure sprijinul rudelor și persoanelor apropiate soldaților decedați. În schimb, el a convocat de ochii lumii Consiliul de Securitate ca ulterior să scuipe în sufletul poporului, declarând că moartea soldaților nu este un motiv pentru demisia ministrului complice. Și dacă însuși Timofti, care în trecut a fost judecător, nu este capabil să-și califice acțiunea sa și să se judece pe sine însuși, atunci acest lucru trebuie să-l facă o instanță mult mai echidistantă. Toți reprezentanții autorităților locale refuză să contribuie la campania de recrutare în Armata Națională. Până și consilierii din municipiul Chișinău au semnat o declarație în care susțin că ultimele evenimente din Armata Națională nu-i poate convinge să contribuie la organizarea campaniilor de recrutare a tinerilor în forțele armate. În calitate de consilieri municipali care avem menirea să contribuim în conformitate cu legislația în vigoare la organizarea campaniilor de recrutare a tinerilor în forțele armatei, nu putem să nu ne gândim la soarta lor de mai departe. Actualmente, în rândurile Armatei Naționale se atestă o degradare considerabilă, un nivel prost al disciplinei militarilor și a comandanților acestora. Grija pentru sănătatea și chiar viața contingentului militar este în afara priorităților conducerii Ministerului Apărării și, în primul rând, a ministrului Apărării Vitalie Marinuța. În context, consilierii din municipiul Chișinău se arată convinși că la soarta de mai departe a tinerilor recrutați nu mai trebuie să aibă nicio atribuție actualul ministru al apărării Marinuța, care s-a compromis total în fața opiniei publice prin neprofesionalism, mașinații cu armament și, cel mai important, printr-o indiferență totală față de viețile omenești. Dacă acest așa zis general știa ce înseamnă onoare de ofițer, atunci demisiona. Acum această demisie o cerem noi. Doar așa situația din armată poate fi redresată și pot fi create condiții pentru datoria militară a tinerilor față de patrie, concluzionează consilierii din Consiliul Municipal Chișinău.
Amintim că în perioada mandatului ministrului apărării Vitalie Marinuța din 2009 până în prezent, 8 militari au decedat. Ultimul caz a fost înregistrat pe data de 12 iulie curent la Brigada Infanterie Motorizată Moldova din Bălți, unde soldatul Mihai Ușurelu a fost împușcat mortal. Ministrul apărării Vitalie Marinuța reprezintă în guvernul Leancă grupul liberalilor reformatori, care, potrivit unor politicieni, este controlat de Vladimir Filat. Autoritățile militare din stânga Nistrului desfășoară o serie de exerciții militare planificate în raionul Râbnița cu implicarea militarilor în rezervă. Pe parcursul a 4 zile, participanții studiază teoria și practica de luptă, urmează să-și amintească tehnica de mânuire a armelor de foc, acordarea primului ajutor medical și multe alte aspecte ale strategiilor de luptă. Istoria exercițiilor este apropiată maximal de situațiile reale. Militarii în rezervă sunt instruiți cum să scoată din funcțiune blindatele, își amintesc regulile de tragere din armele de foc. Предусматривает ведение огня фронтальный, фланговый, перекрестный, кинжальный. Огонь – это стрельба из стрелкового оружия по определенным целям, подготавливает наступление и ведет за собой ведущий об обороне, служит его непримиримости и прочности. Totodată, militarii în rezervă învață să acorde primul ajutor medical în condiții de luptă, minarea teritoriului și tragerea din mitralieră. Conducătorii armatei transnistrene susțin că aceste aplicații sunt necesare pentru a menține pregătirea de luptă a militarilor în rezervă la un nivel înalt. Цель этого учения – это сформировать, сложить или произвести боевое слаживание штаба, в первую очередь, произвести боевое слаживание подразделений, которые привлекаются на командно-штабные учения, повысить полевую выучку всего личного состава и офицерского в первую очередь, и отработать вопросы и навыки всех командиров, всех степеней по управлению боем, по управлению своими подразделениями в бою. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, a declarat într-o conferință de presă că România își menține poziția privind retragerea de către Rusia a trupelor și armamentului din Transnistria, conform angajamentelor asumate în 1999 la Istanbul. Poziția României ține de angajamentele Federației Ruse și, în final, decizia summitului OSCE de la Istanbul, care au fost adoptate în 1999. Vorbim de retragerea trupelor ruse și armamentului și vorbim până la urmă și de opțiunea suverană a statului Republica Moldova față de această chestiune, a declarat Corlățean. La rândul său, ministrul rus al afacerilor externe, Sergei Lavrov, a declarat miercuri că misiunea militară rusă de menținere a păcii în Transnistria se va putea transforma în operațiune de poliție doar după soluționarea politică a conflictului. Мы, российская страна, заинтересованы в скорейшем урегулировании приднестровской проблемы, поскольку это решит вопрос с вывозом тех боеприпасов, которые там по-прежнему в большом количестве остаются и для охраны которых там находится оперативная группа российских войск. В контексте урегулирования будут сняты все препятствия на пути вывоза этих боеприпасов, и тогда можно будет, когда будут ясны все параметры урегулирования, можно будет в этом контексте договариваться и о новом формате международного присутствия в Приднестровье. Подтверждаю то, что сказала Наталья Мирчевна. Мы за то, чтобы решать эту проблему в рамках определения особого статуса Приднестровья и гарантированного статуса в формате и в контексте подтверждения суверенитета, территориальной целостности Республики Молдова при полном уважении всех ее конституционных положений. И мы за то, чтобы как можно скорее к этому продвигаться. Но все зависит не от нас. И главную ответственность несут сами стороны. И если, как мы уже сегодня говорили, будут предприниматься односторонние шаги, когда каждое действие одной стороны встречает противодействие с другой, тем самым завышаются ставки и сложнее переходить к процессу, который, конечно же, предполагает в качестве неизбежного первого шага отказ от крайних позиций, на которых пока стороны стоят. Amintim că în regiunea autonomă se află în prezent o forță unificată alcătuită din contingente rus, moldovean și transnistrean. Lavrov a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să evite acțiuni unilaterale în efortul de soluționare a conflictului transnistrean. Chișinăul și Tiraspolul este necesar să se abțină de la acțiuni unilaterale susceptibile să provoace o reacție în lanț și să provoace emoții ce pot afecta o soluție politică, a spus ministrul rus.
Agricultorii se bucură de recolta bună de grâu, dar se plâng de prețurile scăzute. Ei spun că din cauza că grâul este ieftin, nu își pot acoperi cheltuielile. În timp ce prețul de cost al unui kilogram de grâu este de 1,92 lei, în dependență de cheltuielile pentru tehnică și pentru îngrășăminte, cumpărătorii nu propun un preț mai mare de 1,52 lei pentru kilogram. Problema prețurilor este recunoscută și de specialiștii Direcției Agricole din Raionul Florești, unde roada de grâu în anul curent a constituit în medie 33 de centnere la hectar. Despre ce poate vorbi azi un productor agricol când prețul de cost, eu am vorbit mai sus, prețul de cost al căpriaștii e în jur de 2 lei, 2 lei și ceva. Care rentabilitate? Aceasta este chestiune serioasă. Considerăm noi, consider și eu, cum ar putea fi întrebarea rezolvată? Probabil că una din opărghii ce ar putea influența la rezolvarea problemei e acea cantitate de grâu care urmează a fi colectată în rezerve de stat, se vorbește cândva, vor fi cumpărate în jur de 30-35 mii până la 40 mii tone de grâu alimentar. Probabil că era cazul ca prețul la acest grâu alimentar să fie în ajunul recoltării. Și asta ar fi, eu știu, ar fi influențat la prețul realizărului grâului întregimii pe Republică. Eu consider în felul acesta. Cu alte cuvinte, dacă înaintea recoltării, la nivelul Ministerului, ar fi fost stabilit prețul pentru realizarea grâului din rezerva de stat, acest lucru ar fi putut influența asupra prețurilor de cumpărare propus de agenții economici, consideră Anatolii Kocerovski. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar fermierii sunt nevoiți acum să dea grâul pe copeici. Și atunci, dacă e, până la urmă, nu o să aibă preț, agenții economici se vor ruina. Deci situația financiară a agenții economici va degrada și atunci vă dați seama și poate să întâmple. Nu vorbesc de monopol, dar gândesc că prețul de cost al pânii astăzi ar fi cazul ca organul de stat cumva să se implice, iată, la acest capitol. Între timp, recolta de grâu de anul curent este una bună. Ministerul Agriculturii a anunțat că aceasta va constitui în medie 3 tone la hectar. Subiectul alegerilor anticipate a revenit în atenția societății. Spiritele au fost agitate de o circulară emisă de Comisia Electorală Centrală. Scrisoarea a fost transmisă tuturor autorităților locale și partidelor politice, prin care CECul solicită ca să fie întocmite listele cu componența comisiilor electorale care vor lucra la secțiile de votare la următoarele alegeri. Acest lucru a trezit nedumerire în rândul autorităților locale. De obicei, această procedură este lansată abia după ce este stabilită data alegerilor parlamentare și nu cu un an și jumătate înainte de scrutin. Mai mult decât atât, potrivit primarului de Soroca, Elena Bodnarenko, circulara a venit pe data de 24 iulie, în care se cere ca listele cu membrii comisiilor electorale să fie prezentate până pe 26 iulie, lucru care este imposibil de realizat, spune ea. Orde Soroca, свыше 24.000 избирателей, 13 избирательных участков, в каждой комиссии не менее 9 членов, и представить списки без того, чтобы заручиться согласием, я уже не говорю о том, что эти списки должны быть утверждены на заседании городского совета Сорока, естественно, примария Сорока не смогла. О чем мы оповестили председателя района Сорока. Primarul de Soroca spune că numeroși colegi din alte orașe și raioane la fel au rămas uimiți de această inițiativă a CEC-ului, dar și de caracterul urgent al ei. Обычно списки членов избирательных комиссий передаются в Центральную избирательную комиссию после того, как уже назначена дата выборов и после того, как проходят все предвыборные процедуры, предусмотренные законодательством Республики Молдова. Для нас сегодня, когда до очередных парламентских выборов больше года, практически полтора года, очень интересна такая спешка. Что хочет делать Центральная избирательная комиссия? Иметь ли у себя списки всех членов комиссии будущих для того, чтобы каким-то образом иметь возможность надавить на них или подкупить их? Я не говорю сейчас о Центральной избирательной комиссии, я говорю сейчас об участниках будущей выборной кампании. Во всяком случае, так думают те, кто высказался в комментариях эту новость, которую я разместила вчера на своей странице в социальной сети Facebook.
Comisia Electorală Centrală are o explicație pentru inițiativa sa. Președintele cec, Iurie Ciocan, spune că instituția are nevoie de listele funcționarilor electorali pentru a-i instrui în cadrul unor traininguri. Scopul acestor instruiri este de a ridica nivelul profesional al membrilor comisiilor electorale, spune Iurie Ciocan. La alegeri ordinare mai avem un an și, să zic, jumătate. Deci este o perioadă suficientă pentru a oferi training celor circa 26.000 de persoane care s-au antrenat în organizarea alegerilor în teritoriul ziua alegerilor. Toți ei trebuie să treacă o rundă de training pregătitoare și una de bază, respectiv de două ori noi trebuie să avem întrevederi cu toți potențialii candidați. Deci nu există nicio mic temei de a intra în panică, este o procedură ordinară, o procedură ce ține de activitatea curentă a comisiei, descrisă în planul de activitate pentru perioada premergătoare a alegerilor. Președintele cec recunoaște că este vorba despre o măsură nouă, care urmărește perfecționarea procedurilor electorale în timpul alegerilor. El insistă că orice alte interpretări ale acțiunilor întreprinse de cec sunt speculații. Cu toate acestea, în rândul experților circulă ideea că autoritățile s-ar pregăti în secret pentru alegeri anticipate, care ar putea să fie desfășurate la scurt timp după parafarea la toamnă a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Precizăm că circulara Comisiei Electorale Centrale a fost emisă la scurt timp după vizita președintelui Parlamentului Igor Corman la această instituție. Deși au fost cheltuite milioane de lei pentru a moderniza cele patru trenuri la uzina din Pașcani, România, doar unul dintre ele este pus pe șine. Celelalte trei ruginesc în depourile gării feroviare. Recent, noul ministru al transporturilor, Vasile Botnar, a efectuat o vizită la gara feroviară pentru a vedea cum stau lucrurile acolo. Ca rezultat, s-a dovedit că pentru modernizarea trenurilor s-au cheltuit sume enorme de bani, iar lucrările nu corespund cerințelor. Nici nu au ajuns bine, că deja s-au stricat. Dacă la unele trenuri rezervorul de ulei necesită să fie schimbat pentru a reduce consumul, pe unele trenuri a început să se decoloreze vopseaua, care, conform contractului, trebuia să dureze cel puțin un deceniu. O altă problemă depistată este materialul cu care sunt învelite scaunele trenului. Acesta a început deja să se decoloreze, iar pe unele scaune chiar s-a rupt. Vasile Botnar nu exclude că va cere despăgubiri de la compania Remar din Pașcani, România. Pentru întregul proces de modernizare a trenurilor, din bugetul de stat au fost cheltuite 11 milioane de euro. Acest lucru s-a efectuat când în fruntea căilor ferate din Moldova se afla un fost angajat al unei întreprinderi din România, Vasile Strună, iar ministrul al transporturilor era liberalul Anatolie Șalaru. Cel puțin 77 de oameni au murit, iar peste 130 au fost răniți după ce un tren de pasageri a deraiat aseară în Santiago de Compostela, în nord-vestul Spaniei. Conform versiunilor preliminare, catastrofa ar fi fost provocată de faptul că trenul ar fi depășit cu peste 100 de km la oră viteza admisă pe porțiunea respectivă de cale ferată. Tragedia s-a produs aseară în jurul orei 10 ora Moldovei. Potrivit primilor informații, locomotiva trenului care circula pe linia Madrid-Ferrol a deraiat într-o curbă și a luat foc, la aproximativ 4 km de gara Saint-Jacques de Compostela. Ulterior, toate cele 13 vagoane au ieșit de pe șine, iar câteva s-au răsturnat complet. În tren se aflau 247 de pasageri. La locul accidentului au ajuns mai multe mașini de pompieri, poliția și cel puțin 12 ambulanțe. Echipele de salvare au recuperat 73 de corpuri din rămășițele trenului, iar alte 4 persoane au murit la spital. Martorii spun că au văzut cum vagoanele s-au înclinat în curbă, apoi s-au lovit unul de altul, iar câteva au fost cuprinse de flăcări. Mai mulți locuitori ai orașului au făcut coadă lângă stațiile mobile de donare a sângelui, sperând să-i ajute pe cei peste 130 de răniți. Cauzele exacte ale producerii accidentului nu au fost deocamdată stabilite, însă, potrivit primelor versiuni, trenul ar fi circulat cu o viteză de 2 ori mai mare decât limita permisă pe acest tronson de cale ferată. Autoritățile declară că vor avea un tablou mai clar după ce vor fi verificate cutiile negre ale trenului. Potrivit presei locale, acesta este cel mai grav accident feroviar produs în Spania în ultimele 4 decenii și al treilea cel mai grav din istoria acestei țări. Ambasada Republicii Moldova în Madrid anunță că, potrivit informațiilor preliminare, printre victimele accidentului feroviar din regiunea localității Santiago de Compostela nu sunt cetățeni moldoveni.